Valoare se generează pe niște paliere, pe niște niveluri de valoare. Cel mai simplu nivel de valoare, nivelul incipient de valoare, este valoarea generată prin idei. S-ar putea să ai niște idei bune și ai ideea, poate că și pui în practică un pic din ideea respectivă, ești un fel de inițiator, faci un prototip, încerci ideea respectivă. Poți fi o idee de afaceri, poți fi un proiect, poți să fii un proiect social, de renovarea unei școli, de înfrumusețat orașul din care faci parte. Nu contează atât de mult ce idee, cât faptul că ideea este valoroasă și nu doar pentru tine, ci și pentru semenii tăi, pentru cineva din anturajul tău măcar. Poate fi vorba de familia ta extinsă. Deci, primul nivel de producere de valoare este nivelul ideii. Dar, dincolo de idee, dacă vrei cu adevărat ca acea idee să ajungă să se perpetueze în sensul pozitiv, ai nevoie de execuție, adică ai nevoie de operațional. Dacă ne referim strict la persoană, ai nevoie de eficiență, de productivitate, de capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârșit. Dacă ne referim la organizație deja, atunci vorbim despre operațiuni, despre logistică, despre punerea departamentelor în comun, astfel încât să funcționeze operațional bine. Și asta e stadiul 2 de creșterea valorii pe care o aducem în lume. De la idee la execuție. Am avut ideea, foarte bine, după aia am executat ideea respectivă și mai mulți oameni au ajuns să beneficieze de ea, nu doar cei câțiva în perioada inițială a proiectului ideii. Ei bine, există încă două stadii care de multe ori sunt trecute cu vederea de oamenii interesați de carieră, dar sunt foarte importante. Sunt trecute cu vederea pentru că sunt mai sistemice, presupune să înțelegi cum funcționează sistemele mai largi. Și stadiul numărul 3 este stadiul de cooperare. N-am spus colaborare, am spus cooperare, că este o diferență între ele. A colabora poate să presupună să stau la același birou cu cineva și el îmi zice, ți-am trimis un e-mail și tu zici, l-am primit, îți răspund la el imediat. A coopera înseamnă să produci valoare în comun. Cu alte cuvinte, eu îți dau o idee, tu îmi dai o idee, îmbunătățim proiectul în care ne aflăm, îl ducem la nivelul următor. Și acest stadiu al cooperării va produce mai multă valoare pentru simplu fapt că mai multe minți puse la un loc care vor să genereze valoare vor fi mai puternice decât una singură. Dar asta presupune să respecti faptul că și ceilalți colegi ai tăi au un punct de vedere, chiar dacă tu ai autoritatea formală să iei decizia. Și ăsta e stadiul 3 de generat valoare. Ei bine, există un al patrulea stadiu care e mai rar atins în carieră, dar cine îl atinge lasă o urmă în societate și rămâne în istorie, pentru că e vorba de acel stadiu de generat valoare în care nu doar cooperezi, ci gândești mare. Ai o gândire strategică pe termen lung în care nu doar profiți de oportunități, ci creezi oportunități, cooperezi pe piață în anumite situații, poate chiar cu competitori de ai tăi pe anumite paliere, astfel încât să produci o valoare globală. Să schimbi piața. Schimbi piața, ești un game changer. Și pornind de la această observație, cum se generează valoarea, am creat un set de strategii de carieră care sunt valabile, foarte interesant, sunt valabile și pentru experți și pentru antreprenori. Cu alte cuvinte, pot fi înțelese și aplicate, contextualizate în viața personală și de un IT-ist, un medic, un avocat, un arhitect, un contabil și de cei care vor să creeze sisteme antreprenoriale, un om aflat la startup sau o persoană care a creat deja o companie, dar vrea să o ducă la nivelul următor. Sunt strategii care vin din psihologie practică, care vin din așa numita behavior science, știința comportamentului, dar sunt tratate cu experiența mea de două decenii de expert și antreprenor, pentru că asta e, sunt ambele sub aceeași pălărie.